Exist, 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 de Maggie Și chiar da, iar lectură pur și simplu paralizantă. <coughs> nu mai puteam aștepta bebelușul cât se poate de serios. Plânsetul lui se aude tot mai puternic și mai rapid. Se zvârcolește în scaunul de mașină cu fața schimonosită și stacojie de foame, de nevoie. Poți să oprești? Murmur eu. Suntem pe o bucată lungă și părăsită de șosea în Franța. Într-o parte e un desiș de porumb mișcat în aerul static încins, iar în cealaltă o porțiune largă de mare, câteva dune acoperite cu tufe pitice dense. Will oprește mașina pe marginea drumului, trage frâna de mână. Eu mă strecor printre scaune ca să iau copilul de pe banchetă și Will zice: "Mă duc puțin până la mare." Mă chinui cu sistemul de prindere a unui scaun de mașină nefamiliar, scoțând membre micuțe furioase dintre chincile negre, cuprinzând capul vulnerabil al fiului meu, asigurându-mă că nu-l scap în timp ce mă trag înapoi pe scaunul de lângă șofer, așa că nu prea sunt atentă la ce tocmai mi-a spus Will când răspund bine. Copilul este furios, flămând și de revoltat din și din picioare, bășbui, jonglez. De fapt, cunosc uricămășii, clamele sutienului de alăptat, un pătrat de muselină, un tampon pentru sân. Este foarte cald, iar eu și bebelușul suntem transpirați, alunecoși. E o adevărată abilitate, îmbinarea două părți de corp, cuplarea gurii la sân. Eu tot nu i-am dat de cap, nu încă. Am privit alte femei făcând asta, în cafenele. În autobuz, în cabinetele de proba ale magazinelor, mișcarea lină ascendentă, lipsa lor de agitație, îndemânarea, felul în care copiilor nu par să se miște sau să se răsucească, ci sunt mulțumiți acolo, hrănindu-se în pace, iar eu mă holbesc la ele pe față cu invidie, întrebându-mă cum o reuși, cum de le iese și dacă eu o să fiu vreodată la fel de pricepută ca ele. Pare ca niciodată. Pare că niciodată nu fac chiar ce trebuie. Pare că mereu sunt neîndemunatică, fustăcită, cu fiul meu alunecos ca un țipar în îmbrățișarea mea de novice. Încercăm și copilul este atât de disperat încât se înfige brusc și mă mușcă. Mâinile mi se crispează de durere. Nu e nimeni care să mă audă țipând. Îmi apăs degetele pe frunte, fredonez, aștept să treacă agonia. Am venit în Franța pentru două săptămâni. Nu sunt sigură ce m-a determinat să rezerv o vacanță, știind că bebelușul meu va avea numai două, nouă săptămâni. Dar asta a fost înainte, când eram încă însărcinată, când îmi imaginam cum o să mă unduiesc în căldura verii, cu un copilaj pe șold, cum o să mă văd cu prieteni, o să vizitez galerii, o să citesc, poate o să lucrez, să-mi văd neturburată de viața mea, Adevărul este că viața nu merge deloc așa. Adevărul este că nu mă descurc prea bine. Mai greu să mă țin la suprafață. Nu am avut parte de naștere naturală acasă, ducând un travaliu ajutată doar de câteva pufuri de uleiuri esențiale și de o duola cu voce de afană. Am suferit o serie de intervenții într-un salon de spital, prea puțin personal, cu prea multă lumină, cu un travaliu lung și înspăimântător care a durat zile și nopți și pe urmă, cu o cezareană de urgență care a mers în apă, bebelușul s-a blocat, ritmul cardiac a scăzut, eu am pierdut o grămadă de sânge, am fost cusută la loc și trimis acasă. Adevărul este că, acum doar două luni și un pic, eu și bebelușul ăsta aproape am murit. Cicatricea care îmi traversează abdomenul cu care am rămas de atunci arată ca o mușcătură de rechin după cum zice sora mea. Adevărul este că nu pot să dorm, nici măcar când mănâncă bebelușul. Iar când reușesc să dorm pe canapea, în fund pe un scaun, sunt asaltată de vise scurte, frenetice, în care cineva ne atacă violent pe mine sau pe copil, sau vise în care cineva mi-l smuls din brațe sau mă uit la coșulețul, la coșuleț sau la căruț și sunt goale. Încerc să urc la etaj și îmi dau seama că nu pot, capul mi se învârte. Și îmi țiuie la al șaselea sau al șaptelea pași. Nu pot să mă plin prin parc, nu pot să mă târâi. Pe drumul care duce la magazin, eu și fiul meu privim în cele două camere umbrite ale apartamentului nostru aflat la parter, în timp ce în jurul zidurilor se ridică un val de căldură. Prietenii mei vin în vizită de parcă nici nu-i aud, parcă ar fi dincolo de geam sau în apă. Par așa de departe, deși stau în partea opusă a camerei. Cum a fost nașterea? Întreabă ei cu o expresie blândă și curioasă pe chip, iar eu habar n-am ce să le răspund. Alăptez toată ziua și toată noaptea, bebelușul pare flămând, dar pe la jumătate se trage înapoi cu genunchii ridicați, cu fața contorsionată de durere, cu iumire și pe urmă urlă, țipă, strigă ore în șir, până când vine iar momentul pentru a alăptat. Ceva nu e în regulă, știu, poate nu e vina mea, poate e vina mea, poate laptele meu nu e bun, poate e prea mult sau nu destul, poate nu fac ce trebuie, poate că pur și simplu nu mă pricep deloc la chestia asta, dar sunt atât de sătulă de doctor, de formulare, de spitale, atât de familiarizată cu felul în care toate astea pot să te absoarbă, să te mestece și să te scui pe afară mult timp, încât atunci când vine în vizită asistenta comunitară, îmi forțez un zâmbet și zic, totul e bine, da, toate sunt regulă. Nu, nu mă plâng mai mult decât de obicei, dar ele minunat. Da, doarme, da, mă simt absolut perfect. Peste câteva luni voi merge la un cabinet medical din orașul în care am crescut și cât o voi aștepta pe mama să iasă de la programare, voi încerca să-mi alăptez fiul. El se va opri și o va lua de la capăt, ca de obicei, se va retrage, va țipa și se va foi și va da din genunchi. Eu îl voi bate ușor pe spate, mă voi mișca, îi voi țin, îl voi ține ridicat și mă voi plimba de colo-colo pentru că nu suge decât dacă sunt în mișcare. Îi voi strânge în brațe corpul destul de greu acum la șase luni, mergând prin sală în tot acest timp, întorcând de fiecare dată. Când ajung la un perete, ca o notătoare de cursă lungă. Pe lângă noi va trece o femeie care ne va privi pieziși cu interes. Eu o voi ignora, încercând să-l liniștesc copilul, ducându-l în brațe de la un perete la celălalt, ademenindu-l înapoi la sân. Ea va trece pe lângă noi și îmi va zâmbi. Bună ziua! va spune. Sunt consultant în alăptare. Bebelușul se comportă așa de fiecare dată când îl alăptați ca răspuns voi izbucni în lacrimi. Peste câteva secunde sunt în ei, iar ea ține fiul în brațe. Încerc să explic că nu sunt pacientă la cabinetul acela, că locuiesc în Londra, că m-am dus acolo doar cu mama, dar femeia ridică din umeri, zâmbește, zice că nu contează. Mă întreabă despre fiul meu și îi povestesc că începe bine, dar apoi se trage înapoi. Pare să aibă dureri bruște pe la jumătatea alăptatului. Îi spun că întotdeauna trebuie să-l hrănesc acasă pentru că nu putem face asta în public și că trebuie să scot telefonul din priză și să dezactivez soneria de la ușă. Pentru că absolut orice zgomot îl poate deranja, ceea ce duce la ore întregi de plânset. Îi povestesc toate astea care mie mi se par normale, dar în timp ce vorbesc îmi dau seama că nu sunt deloc normale. Deci stați acasă cu el? Da, numai pentru a sau și în rest? Mă gândesc, păi în rest, de obicei, plânge. îmi cuvințez din cap. Deci îl alăptați sau încercați să-l alăptați, pe urmă plânge și pe urmă încerc să-l alăptez din nou. Femeia dă din picior și îl face pe fiul meu să sară, să zâmbească, să se întindă după colierul ei, regurgitează. Clatin din cap. Cred că da. Cred îi zice ea, ia, iar el o ascultă fascinat că ai reflux gastroesofagean uneori se zice reflux silențios dar nu știu de ce că nu mai silențios, nu e vestea proastă e că nu ai ce face, dar vestea bună e că trece de la sine pe la șase luni și aș zice, îl ridică în aer, că ești pe aproape, dă din cap, dintr-o parte în alta, așa că o să fie ok mai mult decât ok. Acum îi se adresează ea tot lui, întrebarea e ce ne facem cu mami. Mami a avut mare grijă de tine, dar acum are și ea nevoie de puțin ajutor. Nu-i așa? Numai că toate astea se vor întâmpla în viitor. Acum fiul meu are 9 săptămâni, are o dibui prin greșel sub acest nou job, această nouă viață. Acum sunt în Franța, din motive care nu, nu mai sunt clare și încerc să lăptez într-o mașină încinsă pe marginea drumului.